Un rob nu ajunge singur rob și nu ajunge de bunăvoie, ci un rob este ales. În piața de robi, nu exista de-a lungul timpului, îți dau o piață de robi. Te duceai acolo și îl căutai. Vedeai dacă are dantura bună, dacă nu-i șchiop, dacă nu-i ciung, dacă nu-i așa. Și zicea, eu pe ăsta vreau să-l... Nu, zicea robul, te rog frumos să mă alegi pe mine, că eu... Nu, robul era ales. Traducerea în tradus lucrul acesta pentru noi ca și creștini, noi credem că noi suntem aleși, nu? Așa credeți dumneavoastră, nu? Spune Domnul Iisus Hristos, nu voi m-ați ales pe mine, ci eu v-am ales pe voi. E o lucrare de alegere. Discutam aspectul acesta al alegerii cu mai mulți frați așa și spuneam în felul următor. Cum se face că atâția oameni aud Evanghelia? Atâția oameni aud Evanghelia. Eu am răspuns, iar o mare mulțime de oameni n-a răspuns. Cu ce am fost eu mai înțelept și mai deștept decât eu? Cu ce? Îmi dau seama de un lucru. Am fost ales. Discutam odată cu o femeie și prin natura serviciului ajung prin foarte multe case și discutam aspectul acesta al mântuirii și spune, eu sunt sigur de mântuire. Dom'le, asta e mândrie. Și am spus în felul următor. Doamnă, a fost un moment în viața mea când mergând la casa de adunare, eram și eu un tânăr ca mulți alți tineri. Dar într-o bună zi Dumnezeu a început să lucreze la viața mea și m-am simțit un nenorocit. Veneam acasă și plângeam și spuneam, Doamne, ai milă de mine. Doamne, eu dacă în seara aceasta am murit, eu sunt un om pierdut, sunt un om nenorocit. Doamne, ai milă de mine. Și zic în felul zic, Doamnă, într-o bună zi Dumnezeu s-a îndurat de mine. Mi-a luat povara aceasta care m-a apăsat zi de zi, apăsa asupra mea. Acum, cum pot eu să zic, să mă laud ca un fel de mândrie că sunt mântuit, când Dumnezeu mi-a dat lucrul acesta. Eu n-am făcut nimic pentru ca să fiu mântuit. Am fost ales și eu sunt convins de lucrul acesta. Nu voi m-ați ales pe mine, ci eu v-am ales pe voi.